hotărâsc acest proiect să se numească privind menținerea pentru anul 2020. Deci menținerea. Faceți-mă și pe mine să înțeleg ce înțelegeți dumneavoastră prin menținere, că sincer eu acum nu înțeleg, pentru că legiuitor a spus în felul următor. Noi, consilierii județeni, suntem cei care stabilim salariul aparatului de specialitate și a personalului contractual. Deci stabilim salariul. Dacă dumneavoastră spuneți acum că menținem, asta înseamnă că menținem ceva ceea ce am stabilit. Nu, roge. Nu? Păi noi atunci, ce rost are să mai votăm azi salariile dacă noi le menținem? Că le-am stabilit. Adică se modifică cu un leu. Măcar la fiecare angajat în parte se modifică salariul sau rămâne fix același. Titlul este explicit. Nu, 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 domnul secretar, vă rog frumos. Mă întrebați pe mine sau pe domnul secretar? Oricare dintre dumneavoastră. Se schimbă cu ceva, dar la subiect. Se schimbă măcar cu un leu salariul unui angajat în toată grila de salarizare? Un leu. Se schimbă cu un leu? Se modifică ceva? Da sau nu? Da, vă rog frumos, da sau nu? Că pricep repede, să știți. Titlul este explicit, așa cum am spus. Discutăm de salariile pentru anul 2020, menținerea la nivelul... Domnul secretar, este sigur ce vă întreb, lăsați-mi povești, ascultă acasă cu nepoții. Eu vă întreb altceva. Se schimbă, se modifică măcar cu un leu. La toți angajații aparatului de nu. Dar nu aveam valabil pentru anul 2020, eu asta domnul secretar, dacă vă uitați în lege, spune în felul următor. Consilierii județeni stabilesc salariul până la noi modificări. Nu contează că pe 2000, până în 2022, noi, dacă am stabilit salariul și nu intervine nimic altceva și nu modificăm salariul, nu avem de ce să umblăm la el. Nu avem ce vota. Și, în plus, dacă dumneavoastră susțineți acest lucru, deci odată nu avem ce menținem. Arătați-mi și mie aici, în acest proiect, spre diferențe de toate celelalte instituții subordonate, că mi-am permis să întreb pe fiecare parte dacă au respectat legea și au venit cu anexa de salarii. Toți ați venit cu anexa de salarii ca noi să vă votăm. E corect ce spun, da? Noi la Consiliul Județean în momentul de față, ce stabilire, ce salarii? Dați-mi și nouă grila să vedem că e făcută corect. Ce? Noi avem salariile în momentul de față ca să putem să le votăm? Că nu le avem. Păi și noi ce menținem? Că noi nu avem la mamă. Ce menținem? Care, domnule, arată existente la 3 domnule, păi și ceilalți de aici fac același lucru. Au venit cu grila. Ce? Că noi vrem să fim de acord, putem să fim de acord sau nu. Noi, în momentul de față, avem lipsă această anexă. Noi nu avem ce să votăm. Păi ce ne uităm? Să văd că e corect. Deci, da? Asta. Deci, unde este anexa cu salariile? Așa cum spune legea la liniatul 2. Specialistul de la Consiliul de Seamă, vreau să vă aduc la cunoștință că această lege, deci legea salarizării, la articolul 11 pe care îl invocați, mai are și aliniatul 2. Probabil v-ați plictisit și n-ați citit. Aici spune foarte clar, acest articol pe care dumneavoastră l-ați invocat, da? Sau specialistul, spune așa, la articolul 2. Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități, administrații publice locale, precum și ierarhia funcțiilor, da? Sunt prevăzute în anexa numărul 8, capitolul 1, litera A, punctul 3 și capitolul 2, litera A, punctul 4. Adică, cu alte cuvinte, dumneavoastră trebuia să veniți cu această anexă pe care a făcut-o legiuitorul, nu noi, și noi trebuia să o supunem dezbatere. Noi, în momentul de față, votăm ceva nou. Nu știm dacă grila e ok, sunt toate persoanele, nu sunt toate persoanele. O să ajungem la un alt proiect să vedeți că noi votăm ceva ce nu există. Noi, în momentul de față, iarăși mă repet, ce votăm? Dați-mi și mie grila pe care o votez și sunt de acord cu salariul lui X sau lui Y. Că nu avem. Pentru că așa spune legiuitorul. Că trebuie să aveți raportul de specialitate și anexa la ceea ce votați. Ori noi, la data când am luat la cunoștință să dezbatem la comisie, nu aveam aceste documente. Ulterior veniți cu astea și chiar o să cer să văd cum au fost făcute aceste rapoarte. Și, ba mai mult, dați-ne și nouă anexa, că n-ați avut timp să o mai faceți. Dați-ne anexa pentru ce votați.